Vestuța croșetată, mărimea L, L, anchior, da, se leagă în două șireturi, pentru primăvară, de purtat cu pantalon, cu fustă, cu rochiță. Încheiată cu croșeta pe margine. Model foarte ușor. Orice fel de ață. Pun pe Andreea mărimea 2,5, 100 de ochiuri. Deci bumbac foarte subțire pus în 4. Tragem Andreea și lucrăm două rânduri față dos, numai cu firul în spatele Andrelei. La primul rând lucrăm primul ochi și apoi luăm nelucrat. Începem rândul 2, luăm ochiul nelucrat, dăm firul în spate și lucrăm cu firul în spatele Andrelei. Deci atât două rânduri. Am terminat cele două rânduri. Și acum trec la croșet. Iau primele două ochiuri. Și lucrez 1, 2, 3. Iau următoarele două. Unu, două. Următoarele două. Unu, două. Le strâng câte două și fac lanțit de două între ele. Am scăpat de Andreea. Fac lanț de 3. Dau peste croșetă. Las o gaură și vin la a doua. Fac 3 piciorușe. Lanț de 2. Și alte 3 piciorușe. Duble. Un ochi, dau peste croșetă, las o gaură și vin la a doua. Am făcut un picioruș, lanț de două și un alt picioruș tot aici. Un ochi, dau peste croșetă, las o gaură și vin la a doua și fac o floare. Un ochi, dau peste croșetă, las o gaură, vin la a doua. Picioruș, lanț de două și alt picioruș. Un ochi. Las o gaură aici și vin la a doua. Și tot așa până la capăt.
la suna și vin la a doua. Picioruș, lanț de două, picioruș. Am ajuns la capăt, deci am încheiat cu un triunghi așa. Dau peste croșetă și vin aici în margine. Deci las un triunghi, un pătrat și fac piciorușul din margine. Da, deci am sărit peste un pătrat și am venit aici. 1, 2, 3. Dau peste croșetă, fac picioruș dublu, lanț de două, picioruș dublu tot aici, un ochi, dau peste croșetă și vin aici la floare. Trei piciorușe, lanț de două și alte trei piciorușe. Un ochi și vin aici. Picioruș dublu, lanț de două, picioruș dublu. Tot așa până la capăt, deci urmez exact cum am modelul aici. Am încheiat aici cu un picioruș. 1, 2, 3, întorc, dau peste croșetă, unde am floricica, fac un triunghi, picioruș dublu, lanț de două, picioruș dublu, un ochi, iar unde am triunghiul fac floricica. Trei piciorușe, lanț de două, trei piciorușe. Deci la fiecare două rânduri schimb. Un ochi, picioruș dublu, lanț de două, picioruș dublu. Un ochi, dau peste croșetă, floricica, trei piciorușe, lanț de două și alte trei piciorușe. Deci la fiecare două rânduri schimb un rând pe față și un rând pe dos. Urmez exact cum am aici triunghi, floricică, triunghi, floricică. După aceea iară schimb și merg așa până la scăzut. Am lucrat 42 de centimetri. Deci vestuța nu are față și dos. Cum este lucrată pe o parte, așa e lucrată și pe cealaltă parte. Acum trebuie să scad la subbraț. Știu că am pus pe 100 de ochiuri, deci la subbraț trebuie să scad 10 ochiuri. Cum calculez 10 ochiuri? 2, deci lănțicul, 2, 4, 6, 8, 10. Sunt la capătul rândului, lucrez, deci am lucrat un ochi în sus, 1, 2, vin aici, la floare. 1, 2, vin la mijloc, aici. Da? Așa. Număr 2, 4,
6, 8, 10, deci până aici trebuie să vin. Unu, două, vin la floare. Unu, două, da? Unu, două, și vin aici. Unu, două, dau peste croșetă și vin aici. Deci aici am scăzut la subbraț. 2, 4, 6, 8, 10. De aici încep floarea. Și merg până la capătul celălalt. Aici e piciorușul de margine. Aici încep floarea. Continui exact cum am modelul. Trebuie să am două rânduri de flori. Și lucrez până la capăt. Am ajuns la celălalt capăt, fac un ochi în sus și mă întorc. Și tot așa număr. 2, 4, 6, 8, 10. Deci până aici trebuie să închei la subbraț. 1, 2 și vin aici. 1, 2 și vin aici. 1, 2 vin aici la floare. Unu, două, zece, unu, două, da, am încheiat sub brațul. Deci mă răm așa, triunghiurile. Da, cinci triunghiuri, ca așa la floare ne încurcăm. Dar unde avem triunghiurile, e foarte simplu. Facem lanț de două, dăm peste croșetă și venim aici între triunghi și floare. Și facem piciorușul de margini. Și acum continuăm. Deci avem două flori. Unu, două. Aici trebuie să facem un triunghi. Un ochi. Aici avem două triunghiuri, facem o floare. Și tot așa. Și acum lucrăm. Da? De aici, unde avem piciorușul între floare și triunghi, până aici, la fel, unde avem piciorușul între floare și triunghi. Da? Se vede. Se cunoaște că între rânduri avem un picioruș. Și mergem cu piciorușul în sus de margine, iar de aici până aici continuăm modelul. Am ajuns aici la capăt. Deci am V-ul, fac o floare. Și aici am piciorușul din margine. Unu, doi,
3 și mă întorc. Aici am scăzut la supraț și aici merg în sus până la umăr, 21 de centimetri de jumătate, o vestuță de lungime medie, deci 42 de centimetri lungime. În sus lucrez jumătate din lungime, la 21 de centimetri, deci de unde am scăzut și până la umăr. Am terminat și partea de la scăzut până la gât. Calculăm așa. Avem 24 de rânduri de flori. Le împart la 3. 8 părți, 8 flori, rânduri de flori pe un umăr, 8 rânduri de flori pe celălalt umăr și 8 rânduri la mijloc, unde vine partea de la gât. Din cele 8 rânduri de aici, de pe umăr, am scăzut la subbraț 5. Îmi rămân 3 rânduri de flori. Deci pe o parte și pe alta, deși la piept și la mânecuță, trebuie să ținem cont că mai vine un rând de flori pe margine, deci să nu iasă prea lată. Cu cele 3 rânduri de flori de aici pe umăr, 3 pe un umăr și 8 rămân la gât sus. 8 rânduri. Deci 3 rânduri pe umăr și cele din mijloc, 8, le scadem. Le scad aici sus la gât. Deci florile de aici le las așa. Și acum lucrez 4 rânduri drepte partea din față de la piept. Deci continui acum cu 1, 2, 3. Cu cele 3 rânduri. Deci fac 4 rânduri. Deci am 2 triunghiuri, acum urmează 2 flori. Deci mă duc, mă întorc, mă duc, mă întorc. Cu cele 3 rânduri până aici. Aici fac piciorușul de margine. Dau peste croșetă și fac piciorușul din margine între floare și triunghi. 1, 2, 3 și mă întorc. Și urmez, da, 4 rânduri. Deci aici e partea din exterior. Am făcut cele 4 rânduri. 1, 2, 3, 4. Am început al 5-lea rând. Am făcut floarea aici la triunghi. Am făcut un ochi. Și apoi venim aici, la piciorușul din margine și începem să creștem pentru anchior. 1, 2 și mai fac un picioruș. Unu, două, trei și mă întorc. Fac aici la triunghi triunghiul, da? Pentru că l-am făcut. Un ochi. Și urmez motelul. Deci trebuie să adăugăm cele 4 rânduri de aici, de la gât. 4 pe o parte și 4 pe cealaltă parte. Am adăugat 1. Da? Un rând. Unu, doi,
3 și mă întorc. Lucrez, dus, întors, fără să mai cresc. Am ajuns aici, unde am adăugat triunghiul și fac floare. Piciorușul din margini. 1, 2, 3 și mă întorc. Deci creștem și fac. Deci am crescut la un rând și următoarele 3 lucrez drept, continui modelul. Pentru că se cresc câte 2 ochiuri. Dacă am crește la fiecare 2 rânduri, ar fi anchiorul prea brusc așa crescut. Urmăm modelul până la capăt. Deci mă duc și mă întorc. Și apoi iară creștem aici. Deci am făcut cele 4 rânduri de unde am crescut. 1, 2, 3, 4. Acum urmează să cresc. Am urmat modelul până aici, dau peste croșetă și vin și fac floare. 1, 2, 3, lanț de 2, 1, 2, 3 și piciorușul din margine. Mă întorc. Acum merg iară 4 rânduri cu modelul care l-am aici. Floare, triunghi, floare, triunghi, floare, triunghi. Da, am pornit de la 1, 2, 3 rânduri și deja am adăugat 2 rânduri. Deci am 1, 2, 3 care am lucrat 4 rânduri aici și am adăugat cele 2 rânduri. Deci mai am de adăugat 2 rânduri de flori. Deci am lucrat un rând, 2, 3, 4, merg cu florile care le am aici. După aia iară cresc. Urmează să cresc iară. Deci am urmat modelul până aici. Am făcut floricica, un ochi. Și acum vin aici la piciorușul din margini. Și fac triunghiul. 1, 2, 1, 2, 3, mă întorc fac triunghiul aici, da? Un ochi și urmez modelul. Da? Am o floare și fac a doua floare. Și tot așa până la capăt. Da? Merg cu cele 4 rânduri. Am 1, 2, rândul la care am crescut, al doilea, 3 și 4. După aia cresc iară a patra floricică. Deci cam așa vine, am terminat cele 18 rânduri. Aici e partea de la anchior, aici e partea dinspre mânecă. Și acum adăugăm ce am scăzut aici la spate.
cele 10 ochiuri, dar le lucrăm mai slabe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și acum urmărim aici. Deci trebuie să facem 5 rânduri de flori. Aici am floare. Da? Am 2 rânduri de triunghi, acum urmează floare. Triunghi, floare, triunghi, floare și trebuie să termin cu, să încep cu triunghi. 1, 2, 3, dăm peste croșetă și fac triunghiul. Unu, două și vin tot aici. Un ochi, dau peste croșetă, las două ochiuri, unu, două și vin aici și fac floare. Deci lăsăm firul mai slab aici ca să putem lucra. 1, 2, deci fac un ochi, 1, 2 și vin la al treilea și fac triunghi. Floare. Deci am 1, 2, 3, 4 și mai am un triunghi și apoi floare. Un ochi, vin la piciorușul din margine și fac triunghiul. Și am ajuns la model și continui cu floarea. De la sub braț până jos, drept. Deja am jumătate din spate aici. Adică un piept. Am terminat. Deci aceleași rânduri de flori ca și la spate. Și acum trebuie să terminăm cu Andreea. Am 12 rânduri de flori, 12 rânduri de flori și ochiurile din margine, ca să fac 50 de ochiuri. Am un ochi, vin aici la petala de la floare. Un, doi, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și tot așa până la capăt. Deci la o floare 3 ochiuri, la un V 3 ochiuri. Am ajuns la capăt, ultimul ochi îl fac aici la piciorușul din margine.
întorc pe fața lucrului, ci lucrez un rând cu firul în fața întrelei. Am scăpat de croșetă și acum lucrez primul ochi și următoarele două le strâng împreună. Le pun pe Andreea, lucrez primul ochi, următoarele două le strâng împreună. Și tot așa până închei cele 50 de ochiuri. Când începem și terminăm cu andrelele, are mai multă elasticitate, deci lănțicul care îl facem cu croșeta nu se întinde. Lucru cu andreaua se întinde. Și ca să nu țină, când ne îmbrăcăm, când ne dezbrăcăm, când... Când ne rămân două ochiuri, le strângem împreună. Rămâne un ochi și apoi tragem firul prin el și îl tăiem. Deci cam așa. Apoi venim aici. Una, două, trei și începem de aici. Da, când am lăsat aici la spate, da, am venit de aici, ne-am dus până la capăt și ne-am întors până aici. Da, și apoi ne-am întors cele patru rânduri de la umăr, din față. Și acum, normal că începem de aici. Deci am făcut rândul până aici, dacă urmam rândul, trebuia să ne ducem de aici încolo. Și acum facem cele patru rânduri de la umăr. Și apoi încep să cresc pentru anchior. Am făcut cele patru rânduri. 2, 4. Și acum trebuie să încep să cresc. Am făcut piciorușul de margine și vin aici și fac floarea pentru că schimb modelul. Aici vine un veu. Am crescut și acum, deci 1, 2, 3, 4, le fac drepte, exact cum am modelul. Am făcut cele 4 rânduri și acum urmează să cresc 1, 2, 3, da, aici vine floarea și vin aici și fac exact aici. 1, 2, deci am crescut al doilea rând. 1, 2, 3, aici vine al patrulea și aici al cincelea. Acum fac floarea
După care lucrez 4 rânduri și iară cresc. Până fac 7 rânduri de flori. Deci vine o dată să cresc floare, o dată să cresc veu, o dată floare, o dată veu. Țin cont ce urmează să schimb aici. Ca să-mi dau seama ce cresc veu, triunghi din asta sau floare. Deci am terminat anchiorul. Am ajuns exact unde, deci 18 rânduri, unde trebuie să adaug ochiurile de la supraț. Și exact ca și în partea cealaltă, lăsăm ochiurile mai slabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 și o luăm de aici, romb, triunghi, floare, triunghi, floare, triunghi, floare. Deci aici încep cu floare. Deci las 1, 2, 3 și încep de aici. Și adaug cele 5 rânduri. Unu, două și alte 3 piciorușe. Fac un ochi, dau peste croșetă și număr 1, 2 și în al treilea ochi. Și fac un triunghi. Un ochi și număr. 1, 2 și vin la al treilea. Unu, două și fiind la al treilea. Și de acum merg drept până ajung jos. Am terminat amândoi piepții și acum căutăm fața după marginea care am pus-o la spate și punem așa. Deci cu spatele în sus, cu fața și venim aici la piept. Deci piepții în jos, spatele în sus. Și începem de aici, începem să încheiem părțile laterale. Umerii sunt încheiați. Deci ochiul care l-am încheiat jos aici la piept. Facem un ochi, dăm peste croșetă și venim aici la primul lanț. Facem 3 piciorușe duble. Lanț de două și
și alte 3 piciorușe duble tot aici. Lăsăm un lanț și venim aici. Deci lăsăm lanțul între cele două lanțuri. Și ne prindem cu piciorul simplu. Dăm peste croșetă, lăsăm un lanț și venim la al doilea. Piciorușele care le-am făcut pe margine. Lanț de două și alte 3 piciorușe tot aici. Deci aici sunt la piept, da? Partea dinspre spate. Deci aici unesc spatele cu pieptul. Fac un rând de flori la piept, de jos până la subbraț și apoi când mă întorc pe partea cu spatele, le unesc. Las un lanț, deci aici am unul și aici unul și vin exact aici și le unesc cu piciorul simplu. Dau peste croșetă, las un lanț, deci urmăresc rândurile și vin la al doilea și tot așa până când ajung la subbraț. Deci am ajuns la capăt, de aici de jos până la subbraț. Și am venit aici. Fac lanț de 3. 1, 2, 3. Deci aici sunt la subbraț. Și aici în spatele. Deci pieptul e cu fața spre mine. Întorc. Și acum am spatele cu fața spre mine. Și partea care am terminat-o cu fața în sus. Am făcut lanț de 3. Vin și mă prind aici, în colț. Dau peste croșetă și vin aici la primul lanț și fac 3 piciorușe duble. Un ochi. Vin aici la prima floare de la piept. Bag ochiul prin lanțul de la floare, fac un ochi. Și continui cu cele 3 piciorușe. Deci am prins floricelele una de alta. Las un lanț și vin aici între lanțuri și mă prind. Dau peste croșetă. Las un lanț aici. Fac un ochi și vin la a doua floare. Bag croșeta pe aici, trag ochiul, mai lucrez un ochi, dau peste croșetă și continui cu 3 piciorușe în același loc. Las aici un lanț din margine și vin și mă prind aici, cu piciorul simplu. Dau peste croșetă, las un lanț și vin la al doilea. Și tot așa până închei. Toată marginea laterală. Deci cam așa iese încheiat partea laterală. Facem și deci marginea la mânecuță cu negru.
exact cum am făcut, da? Aici unde am încheiat. Aceleași floricele. Acum punem vestuța cu fața în sus, deci cu fața spre noi. Și încep de la piept, de aici de jos. Pentru a-i face marginea, a croșeta pe margine floricele cu negru. Deci exact de aici din colț. Un ochi. Las aici unul și vin la al doilea. Și eu ambele fire. Trei piciorușe duble. Lanț de două și alte trei piciorușe tot aici. Las unu, două și vin la al treilea ochi. Și fac picioruș simplu. Dau peste croșetă. Las unu, două și vin la al treilea. Pe partea laterală a pieptului respectăm lănțicurile. Da, facem floarea, lăsăm un lănțic, prindem între lănțicuri. Lăsăm unul, facem floare. Și aici la spate fac floare. Da, am florile aici, la partea din spate. Deci fac floare aici, unde am floare. 1, 2, alte 3 piciorușe. Și mă prind cu picioruș simplu aici, la triunghi. Dau peste croșetă și vin la următoarea floare și fac floare. Da, deci mă prind așa, aici, cu piciorul simplu, fac floare și mă prind cu piciorul simplu.